Salut, sunt Teodor Oprea de la 314cc și azi o să fac de la seminarul de probabilități de la pagina 4, deciziile 4 și 6. La 4 avem 50 de bile, dintre care 10 negre și 40 albe. Și ni se cere probabilitatea ca, extrăgând 5 la întâmplare dintre bilele acestea, măcar una să fie neagră. Așa că, fiindcă e mai ușor de calculat complementarea sa, o să fac un P egal cu 1 minus P prim, unde P prim este probabilitatea să extragă numai bile albe. P prim o să fie, la 5 extracții, o să fie 5 termeni în produs, o să fie 40 pe 50, fiindcă sunt 40 cazuri favorabile pe 50 totale, o să fie 4 pe 5, ori 39 de cazuri favorabile rămase, fiindcă deja am extras o bilă albă supra total, adică 49, că deja a rămas o bilă extrasă, ori 38 pe 48, 37 pe 47, 36 pe 46. Făcând calculele, o să obținem 82.000 251 supra 264.845 înseamnă că probabilitatea ca din cele 5 bile extrase la întâmplare să fie măcar una neagră o să fie 1 minus aceasta de mai sus. Care în final ne va da 182.594 supra 264.845. Asta este probabilitatea scrisă în felul acesta. Dacă se dorește procentual, se înmulțește cu 100, dar voi lăsa așa. La problema 6, avem 5 perechi de pantofi. Și trebuie să extragem pe întuneric 5 pantofi dintre aceștia. La subpunctul A, ni se spune că avem perechile identice. O să avem vizual A mare, A mic, A mare, A mic. Unde A mare poate să fie ori pantoful stâng, ori pantoful drept, nu contează. A mic este celălalt față de A mare. Dacă A mare este stângul, A mic este dreptul. Nu contează cum considerăm. Ni se cere probabilitatea să extragem măcar o pereche, extrăgând 5 la întâmplare, dar fiind mai ușor să calculez complementarea sau să fac la fel ca la exercițiul precedent, 1 minus P prim. Unde P prim? Prima dată o să alegem unul dintre pantofi, nu contează că e A mare, că e A mic, să spunem că luăm A mare, care extrăgând un singur pantof, probabilitatea de a extrage un pantof este oricum 1. Și voi înmulți cu probabilitatea să extrag unul de același fel, adică cazurile favorabile în cazul ăsta sunt 4 pe 9 total. Acum au rămas 3 pe 8, 2 pe 7, urmând ca în final să fie 1 pe 6. Făcând simplificările, o să avem 1 pe 18 ori 7, care e 1 pe 126. Asta este probabilitatea să extragem toate de același fel, așa că pentru a extrage o singură pereche, trebuie să facem 1 minus aceasta, care e 125 pe 126. La punctul B avem perechi de pantofi diferiți în cazul ăsta. O să avem A mare, A mic, B mare, B mic, C mare, C mic, D mare, D mic, E mare, E mic. Bun. O să procedez la fel ca data trecută, 1 minus probabilitatea să nu se întâmple asta. Astfel că dacă luăm un A mare, probabilitatea să luăm un singur pantof din aceștia este oricum 1, așa că o să înmulțesc cu probabilitatea de a nu-l alege pe A mic, adică am 8 cazuri favorabile supra 9 totale, înmulțit cu, să spunem că acum am extras oricare, nu contează care dintre astea 8, să zicem C mic. Acum, pentru a nu se întâmpla ce ne cere cerința, trebuie să fim atenți să nu scoatem nici A mic, nici C mare. Așa că o să avem 6 cazuri favorabile în cazul ăsta, supra 8 rămase. Ok.
Să spunem că am ales oricare dintre aceste șase posibilități, să spunem că l-am luat pe de mare. Acum trebuie să fim atenți să nu scoatem A mare, C mare și D mic. Înseamnă că o să avem 4 cazuri rămase favorabile, supra 7 în total. Și mai facem o singură extragere. Să spunem că l-am extras pe E în cazul acesta, așa că trebuie doar să extragem unul dintre B mare sau B mic. Înseamnă că mai avem doar 2 cazuri favorabile, supra câte au rămas în total, adică 6. În urma simplificărilor vom obține 8 pe 63. Asta este probabilitatea să nu scoatem nicio pereche. Înseamnă că probabilitatea să scoatem măcar o pereche din acestea este 1 minus 8 pe 63, care va fi 63 minus 8 pe 63, care e 55 pe 63. Dacă se dorește procentual, asta se înmulțește cu 100.